Donanța numărul 57 pe 2019 din codul administrativ a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului prin dispoziția numărul 131 din 16-6-2020 a domnului primar. Se constată că sunt prezent 14 consilieri din cei 15. Domnul Neniu a anunțat că va întârzia câteva minute, prin urmare ședința este statutară și își poate începe lucrările. Dacă acum de la rământul, din invitația transmisă, pe ordinea de zi a fost intrat în timpul proiectului de hotărâre. Ulterior, domnul primar a comunicat alte două proiecte de hotărâre care au fost aduse la cunoștință privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pentru anul 2020 și finanțare din fondul PNR anunțabil și cel privind aprobarea listelor obiectivelor de investiții pe anul 2020 la nivelul Comunei Oituz. Proiecte de hotărâre care au primit avizul de comisie de specialitate și, prin urmare, au fost dezbătute în cadrul ședinței de astăzi. Dacă nu mă sunt de discuții, supun la vot proiectul ordinii de zi completat cu proiectul proiect de hotărâre. Domnul președinte, toată lumea, da? Dacă sunt discuții la procesul verbal al ședinței anterioare, cel din 21.05.2020, dacă nu, supun la vot, cine este pentru? 15 voturi. Ca la fiecare ședință, vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 228 din codul administrativ, care fac referire la conflictul de interese. Iar dacă vreun consilier local are vreun interes personal la adoptarea unei dezbătării de astăzi, vă rog să anunți acum în vederea consemnării în procesul verbal. Dacă nu, a fost ales, după cum știți, la ședința anterioară, președinte de ședință, domnul Sandu Sorin, vă invit să preia conducerea. Mulțumesc. Trecem la primul proiect. Începem cu... Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitute asupra unui teren aparținând domeniului public al Comunei Oituz în favoarea Delgazului S.A. Comisia de Agricultură a fost favorabilă. Discuție? Francisul de S.A. La Vicu. La Vicu? Da, pe Ureța. Dar este asta, da? Da, da, da. Domnul Corbion își pare în Viorea pentru... Așa. Domnul Ureța Bogdanez, vreți să rămâne. Aici. Aici, aici. Da, da, da. Nu sunt discuții, se pune la vot. Bine, se pune. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de investiții pe anul 2020 la nivelul Comunei Oituz. Discuții? Domnul Petrișor, răspundul. Așa cum am menționat și înainte de a începe ședința, se modifică și suma, dar dacă ne uităm în tabelul atașat la lista obiectivelor de investiții, în bugetul local inițial s-a aprobat suma de 1.200.000 aproximativ. În raportul făcut de către personalul de specialitate nu se face nicio referință în acest sens. Iar acum, dacă citim, vedem suma de 1.977.000, da? Ceea ce s-a aprobat la PTH. În raport ni se justifică cu totul altceva. În bugetul local nu există această rectificare făcută. Propun un amendament să se respecte suma aprobată în bugetul inițial. Pentru că dacă se trece suma actualizată, trebuia să știm și de unde se ia diferența de 700.000. Pentru că noi acum aprobăm, dar nu există sursa de finanțare. Se poate face o rectificare după aia cu diferența de sumă. Da, asta ar însemna să nu mai fie mai eficient în hotărâri de aprobate la ședința anterioară. Cum? Asta ar însemna să nu mai fie eficient în hotărâri de aprobate la ședința anterioară. Să ni se justifice de unde se ia diferența de 700.000 atâta cer. Da, la rectificarea de liuri, o să zic spune doamna Pondar, când o să iei bani, ca să acoperim cei 2.700.000. Până atunci propun să se mențină suma inițială. Mențin amendamentul. Atunci.
Eu după mine banii se iau, cum am vorbit cu doamna contabilă, banii se iau tot din suma respectivă care e aprobată, numai se ia de la un capitol, să pune la capitolul ăsta, să poată face PTH. Exact cum a încercat ăsta. Pentru că aici a fost greșeala. Ca să luăm bani de la PNDR, s-a mers în studiu de oportunitate. S-a făcut studiul de oportunitate, ni s-a dat banii și de aia s-a întârziat cu absolut toate, cu PNDR-ul. Că a mers pe studiul de oportunitate și după aceea a început. Hai să plătim proiectare, hai să plătim toate astea. Exact ca și la dispensar, conform legii 10, a băgat și dispensarul care nu-i cu etaj, că în articolul 10 era toate clădirile cu etaj trebuiau să aibă un, cum să spun eu, un plan de control a autorității în construcție. Noi când să începem să turnăm, a venit autoritatea construcției și a zis că nu aveți planul eșalonat de către proiectant. Și a trebuit să dăm hârtiri la proiectant, acum s-au scos, s-au dus la dirigintele de șantier și uite așa ne izbim de niște ăsta. Când iese domnul? Păi am promis că poate reușim să definim, să definim. Proiectantul vrea să vrea să trebuie acesta, nu? Domnule, dar n-a fost, uitați să vă spună până anul... Au fost, niște cele de partea inspectorului din state, de construcții asta. Domnul Chiriță, cu privire la execuția lor și a venit la anumite verificări. Și mă întâlneam un curcat în sunt apar niște chichițe mici care și degeaba am încercat să hai domnule să turnăm și după aceea vin. Nu, nu, pur și simplu nu acceptă. Și uite așa apar. Și de-aia a apărut și aici atâtea chestii. Iar facem o licitație. Banii, acum când am vorbit, se ia din bani care nu practic nu cheltuim banii aprobați 1.200.000. Numai că trebuie să fie legal când îi mutăm dintr-o parte în alta. Că a venit acum, avem control pe investiții, găsesc o grămadă de chichițe. Că aici nu-i bun, acolo nu-i bun, aici nu e o semnătură. Și acum îi luăm, fără să facem. Dar acum dacă... Dacă nu facem schimbarea asta, nu-i legal. De aia trebuie să apropăm. Dacă nu avem bani fiși în această investiție voi, nu putem doar aduna licitație. Oricum că oricum banii ăștia nu o să mai cheltui anul ăsta. Ăsta numai pe hârtie, pentru că nu vor cheltui anul ăsta. Licitația mea vă dă în 8-3 luni. Anul ăsta e compromis, da? Nu trebuie să depun, nu trebuie să punem piedici. Nu trebuie să punem piedici. Explicațiile vor fi data viitoare, dacă eu sunt. Dacă dar fi bani, ce trebuie să punem noi piedici? Mergem înainte. Domnule, ca să știți, orice listă de orice obiectiv de investiție trebuie să aibă sursă de finanțare. Domnule, nu trebuie să punem piedici, citiți, nu trebuie să citiți legea finanțelor publice locale și o să descoperiți. Ia zice cineva care o să fie tras la răspundere dacă nu dacă greșești. Suntem și trebuie să punem noi piedici. Suntem și noi trași la răspundere. Nu o să fie. Nu. Dacă mai sunt discuții, spun la vot proiectul forma inițială, da? Toată lumea? Nu. Mai puțin? Să abține cineva împotriva? Cu amendamentul, probabil. Vă țineți împotriva sau am dat la varianta inițială? Deci mai departe proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții de anul 2020 din fonduri externe nerambursabile. Discuții? Suma asta de 4.300 de lei o putem recupera de la constructor din cauza că el a trebuit? Nu se poate, domnule. Aici nu se poate pentru că el a invocat de câte ori a plouat, de câte ori a fost pandemia, am vrut să dăm în judecată. Domnule, această firmă lucrează la filipierul. Da, domnule, am vorbit cu consultantul, invocă pandemia și pierde. Da, la filipierul de pandemie, cum adică? Nu mă aud, tu sunt vorba, ți-i vin la tablou. Uite, i-am chemat la discuții, de-abia o să vină azi după ora 12, au cerut 6 luni prelungire și invocă asta. Am aprobat prelungirea. 3 luni. Azi vin la discuții. Noi, ca să putem prelungi contractul, automat trebuie să prelungim
ăsta, asigurarea aia care e de 0,25 la ăsta, la care sunt și penalizări. Vrem, nu vrem? Din câte știu eu, pentru suma asta sunt fonduri europene, da? Da, dar, dar garanția aia pentru de, fondul de garantare pe noi îl plătim. Nu la asta mă duc. Păi ăsta trebuie. Mă întreb la faptul că ei nu supravegează nimeni. Păi aici ai bani. Păi aici o să, dacă nu termin, o să-i dăm în judecată, că n-avem. Dar pierdem ăsta. Pierdem banii europeni cu judecata. Că se termină exercițiul bugetar. Dacă nu face până... Dacă nu termină până la sfârșitul anului. Nu cumva să ne facă ei să pierdem banii. Păi ei oricum vor să le dea judecată că nu le ridicăm noi. Cum vrea ei bani din fondul, de unde să dăm din fondul local? Că ei invocă o grămadă de asta, că s-a scumpit bitumul, că s-a scumpit, nu știu, transportul, dar nu s-a scumpit, dacă s-a ieftinit motorina și scale transport, aia n-a zis. Domnul, nu e treaba asta, și acum a participat legitații, au văzut posturile. Știu, domnule, și i-am chemat la discuții, dar noi până acum, că i-au cerut de o lună, de două luni de zile, prelungirea, nu am putut da până n-am discutat cu consultantul și cu AFIR-ul. Trebuia acum primit de la AFIR toate rezultatele, că putem și ăsta, am căutat să le dea voie să dăm și un subcontractor. Dar vin subcontractorul și trebuia să înțeleagă cu el cât și a renunțat subcontractorul. Solicitați-mi pe adresă scrisă, să ne pun scris că s-a făcut de lucrări. Ne-am făcut, azi au venit din la discuții. Da? Da. Da, venit la discuții. Vin la discuții, dar noi n-am putut să-i chemăm la discuții. Ei au făcut un plan, au făcut să prelungească 6 luni și au venit cu planul pe 6 luni să termine. Dar dacă n-au lucrat vara, lucrează iarna. Aici e problema. Și n-am acceptat așa. Trebuie să terminat la luna asta. La septembrie. La septembrie e finalizarea, domnul Marcus. La sfârșitul lunii acum trebuie atât. Contractul de execuție este până mâine. Până, da, da, până mâine. Trebuia terminat. De-aia azi vin la discuție. Și asta vrem, nu vrem, trebuie să o aprobăm, că fără garanția respectivă, a fi rămâne ăsta. Din moment ce primesc banii europeni pentru aceste lucrări, consider că trebuie să fie cineva și supraveghează lucrările. Avem diriginte, domnule, asta avem diriginte și supraveghează. Dacă nu au venit, ei au venit cu tot felul de lucrurile. Și modul de a fi implicat. Noi le-am făcut hârtii, le-am făcut totdeauna sesizări, că de ce nu vin, de ce nu vin, le avem acolo, să le pregătim, dacă... Că el oricum zice, lucrarea vă termină, dar o să vă dăm în judecată, pentru că el vrea diferențe, să-i calculăm din urmă. Să fie în judecată. Și, deci așa am umblat peste tot, știți? Și noi nu ne-am lăsat intimidat de ei. De la da, ăsta cu fondul de garantare este obligat, cum am făcut la început, suntem obligați să prelungim fondul de garantare. Că asta e aici, fondul de garantare. Care e 4.000 și niște penalizări. Dar se pune la urmă? La diverse vreau eu, la pocetă, ca să vă plictisiți. Domnul vicepreședinte, la margine, de la Cojul, știți, șapte, la roșu, la urmă, deci s-au dus oameni, acum adversarii nu sunt. Iar pe partea de dată spline, iar pe partea sunt șapte de zoare. Lovinarea varianta, am așteptat problema. Sunt traversare, cum aș vedea într-un studiu în țară. Ești mai acolo, nu sunt de da. Deci nu avea acolo spui gata. Da. E problemă. Păi, dintre la părți. Vreau să amintim, am discutat cu domnul consilier Răzvan. Se mai amintim o dată drumul care vrem să-l facem de la monument la Coșa. Dar am vorbit cu domnul vice și avem promisiunea și de la domnul primar. Domnule, că săptămâna viitoare sau cealaltă, Eu v-am spus, în momentul când se dă drumul să angajăm un om pe buzul ăsta nou, care are dinți la ăsta, are putere, are ăsta, putem să facem oriunde. Ne trebuie buldozer, nu un buldozer. Buldozerul ne trebuie bani.
Până la urmă să luăm, dar buldozele acum sunt... Două zile la buldozele, un buldozer mare. Că dacă duc un buldozer mare, intru și greu acolo, face și marș. Asta. O să vedem, dacă facem o... Faceți o hârtie pentru, din partea consilierilor, pe punctele respective, că am mai făcut și în anii trecuți, am dus peste tot și când s-a dus acolo nu s-a mai dus nimeni să urmărească și după ce au ieșit discuții. Domnul Pilar, așa ușor, luăm utilajul, îl ducem acolo, cheltim niște bani, zice, du-l pe drumul secundar, du-l pe ăla pe fiecare comandă oamenii, că așa se întâmplă. Și când facem drumurile, dacă punem numai în grup, că deci nu tragem strat ăsta, dacă tragem strat, că s-a înălțat. Oamenii niciodată nu sunt mulțumit. De-aia trebuie face scris exact punctele în care trebuie să mergem, ca să avem și noi justificare pentru ce să închiriem. Atunci trebuie să le ducem din banii de la, de unde avem bani pentru drumuri, reparații. Și nu va fi o sumă atât de mare pentru drumul ăla. Noi trebuie să găsim să facem licitația și pentru drumul. Trebuie să facem și partea asta de Manciuc, adică trebuie să facem toate părțile, numai... Știți că și atunci când se apucă la Manciuc, ați zis că... Păi nu bază la Manciuc și lucrăm pe asta. Și acum începem de pe ăsta. Noi, dacă timp de așa să știi, noi am depus două cereri. Din 2016 rugăm pe totul ăsta. Mai facem o dată, cum zice dumneavoastră. Acolo am fost la fața locului domnul consilier. Acolo trebuie buldozer. Buldozer. Și două zile, domnul primar, să scăpați de și din cetățenii de pe Răzvan, adică au din mai tu și de noi, care insistăm. Faceți o hârtie așa semnată. Mai facem un tur. Și o să căutăm să închidem un buldozer. Vedem un nimic ca să... Vă rog, vă rog. Nici unul mare nu merge, că screm și... Un tur acolo, dacă se închidează. Toți cetățenii de pe urmă, tot promiți că săptămâna viitoare, păi așa primeam și eu zic, că săptămâna viitoare, că luna viitoare, că e buldozerul de fiert, că e vremea rea, că nu știu ce. Dar acum buldozerul merge și pe vremea rea, important să-l găsim. O mai aveam o săptămână vremea rea și după aia... Dar nu, că buldozerul merge și pe vremea rea, problema mare este că azi îl facem, și vine ăștia cu jeepurile și dă proapă dacă nu cărăba. Eu voi fi pe terenul mai mereu. Și vă țin la curent dacă jeepurile vor strica drumul. Da? Să facem ca să luăm... Adică uite, pe drumul ăsta de la jetere, eu am văzut cu ochii mei 4 ATV-uri când oprea și accelera de să ridica pe o roată și făcea gaură. Hai că nu i-a luat ăștia cu dată în primire la... Gironat. Să poate vă amintiți. Îmi plăcea cum arunca balastru. Să poate vă amintiți asupra celor care îi fac lucrul ăsta? ATV-ul și... O să facem, să ne ia poliția înapoi și o să începem să facem. Că și cu parcările e o problemă. Am lăsat primul voi și după aceea... O să mă ucrească tot. Dacă îmi dați și mie voie la plânt acum. Știți că s-a primit, s-a finalizat treaba cu pământul de la Negru Ponte. Am avut o discuție cu cei de la Tornator. S-a făcut o estimare cu un evaluator la terenurile care vrem să le luăm de la Tornator, unde sunt bazinele și unde e captarea de apă. Avem și un teren la Bută care e în domeniul privat, care putem să luăm. Și s-a făcut și asta de la Tornator. Cele de la Tornator, de la Negru Ponte. Cele de la Negru Ponte, evaluarea este la 3 dolari metru pătrat. La ei este 2 dolari, dar este un calcul estimativ pentru că până nu se face, poate? Dolar sau euro? Nu, 2 dolari, de euro, 2 euro. La unde sunt bazinele? Unde apa nu băgați în calcul, unde e captarea de apă, dar acolo s-ar putea să fie mai ieftin. La trenuri. La trenuri. Acolo s-ar putea să fie mai ieftin, dar evaluarea normală se face de-abia după ce este dezmembrarea.
Deci asta ca un preț informativ, că normal, după ce face ăsta, noi trebuie să plătim evaluatorul și atunci trebuie să cumpărăm. Practic, terenurile noastre sunt mai valoroase decât ale lor, nu? Poftim? Terenurile noastre sunt mai valoroase. De la Negru Ponte sunt mai valoroase. Sunt mai valoroase. Deci s-a finalizat. Deci sunt aproape YouTube. Acum ei, deja am vorbit cu ei, deja au început dezmembrarea. O să înceapă dezmembrarea ca să ni le vândă. Prima dată, deci vă informez cam ce urmează. Prima dată noi trebuie să cumpărăm, dar neavând bani prins în investiții, ăsta n-ar fi suma mare, 10.000 de euro, 11, până ăsta. Cumpărăm, eu le-am spus să gândească și la o donație. Poate reușim să ne facem o donație, că le-am spus, domnule, dar v-am scutit de taxe cu certificarea pădurilor, vorbiți cu aia, poate e o donație. A zis că o să-i sune. Poate obținem donație, da? Dacă nu obținem donație, cumpărăm și după aceea putem vinde ca să avem bani. Și asta spun în viitor. Părerea mea este ca să putem rezolva o dată pentru totdeauna cu apa. Domnul Pascu poate să vă spună, a venit studiul de fezabilitate la extinderea apă și captarea apei. S-a făcut studiu acolo unde era înainte. Acum are Heber ăsta. Cred că cam tot un euro ar fi metru pătrat, dacă ne evalua nouă. Avem și noi primării în terenul. Avem două, dar unul este în domeniul privat, unul este, dar nu are apă acolo. Cam săpa, noi nu are apă. Domnul primar. Acolo și în altă pensiune se poate face construcție. Da, da, sub în altă pensiune că se face sub apă. Deci nu are, să face sub pământ, nu e nicio problemă. Și atunci ar trebui luat în calcul dacă se cumpără sau nu se cumpără. Asta depinde de dumneavoastră. Eu ca primar pot să propun. Dumneavoastră, consilier, hotărâți. Acolo a venit și un profesor universitar care a zis, domne, pentru că a fost un studiu geologic, am făcut și noi, există apă, fiind două pălaie, între două pălaie, infiltrația este mare, restul de calitate apei ne ocupăm noi, cu stația de filtrare, de clorinare și tot ce trebuie. Că a zis că la Roman a făcut și a luat dintr-o baltă, ia apă și a făcut apă potabilă, că aia se tratează, dar sunt costuri. Dar trebuie să avem debit de apă, pentru că domnul Ostroșva să ne spună, când a fost proiectată apa, a fost pentru ciușunele stradale. Și acum noi trebuie să avem în vedere să mai facem un bazin. Debitul nu e suficient. Debitul nu e suficient. Și atunci trebuie să ne cereri de ăsta sunt peste tot. În continuu fiind cereri de racordare. Am început să nu mai dăm racordare, că după aceea rămân ceilalți fără apă. Știți? Așa cum este. Ne-a obligat acum, bine a fost stricat acolo, ne-a obligat oamenii, doamne, chiar dacă e totul dați de drumul, când nu avem cum să spălăm, nu avem vecin. Am riscat și am dat drumul. Cu toate că... Concluzie. Trebuie să ne cumpărăm teren? Normal ar trebui cumpărat terenurile unde a fost proiectat. În urma studiului de fază, nu că vreau eu, în urma extinderii, dacă vrem să facem extindere de apă și ăsta trebuie să facem, să luăm și o altă captare ca să ne ajungă apă. Că degeaba facem extindere dacă nu avem sursă de apă. Acum problema cu apa săptămânile astea din cauza că nu face față debitul au fost de tot să întrebi. Zic apa acum, nu tot s-a întrebat. Apa când a venit apa mare a stricat acolo, s-a stricat, a rupt o conductă, n-a furat, nevea nu ne-a luat. A furat în robinet, de acolo a furat șufa. Deci și pe dumneavoastră, au sunat toată lumea cu apa mâine este. Nu vreau să, și pe noi la fel, adică aceeași problemă. Ne afectează și pe mine, și eu, tot aia. Dar și eu cu găleata... Firma care a executat studiul de fezabilitate, prospecțiune, sau ce a făcut acolo. Ce garanții ne dă să plată să nu cumpărăm terenul, să vrea să avem surpriza că noi nu avem apă. Dom'le, eu am mai vorbit și cu doamna care face studii geologice, a zis pe toată suprafața comunei Oitun nu există apă de adâncime, numai apă, izvoare de suprafață. Și singura chestie asta, că sunt amândouă pâraile și se fac infiltrații și ai apă. Peste drum de Hedler acolo,
tot timpul de ani de zile e un laș. Păi e un laș, mi se șoară de bine de la păduri. Eu am văzut acolo cu tine, așa avem un dos și am zis la că îi spală de suprafață. Acolo îi spălea, mă, de ieși lucru, când îi spălea. Cumpărăm teren și avem să pus acolo să ne mai. Ba este că s-a săpat, s-au săpat. Este, s-au săpat. Noi am săpat și dincolo cu gogul. Lângă apă, la 10 metri lângă apă, venea apă, dar mai când am dădut dincolo, numai pe gânsa freatică să ducea. Dar dacă mai facem un bazin și mai facem asta, să le întorbă apa. Că să vă spun o chestie. La Heregiu s-a băgat apă din rețeaua Oneștiului. A făcut serviciu apă ca apă, că n-au canal, numai apă. Și nu e rentabil, la 5 lei cât e asta, era 6 lei. Metru cub de apă. Nu i-a plătit și acum ar trece sub serviciu de primărie. Deja ar trece ca să poată să plătească primăria. Că nu e rentabil. Raja nu vrea să-l preia pentru că nu are și canalizare. Că, fiind și canalizarea, probabil se compensează una cu alta și asta. Noi, nu știu dacă avem șanse să-l dăm, dacă o să devenim proprietari, după aceea ideal ar fi să-l dăm și noi, la Raja. Dar trebuie să-l facem funcționam. Noi în deja... momentul dacă dăm la Raja, cred că un cup de apă să va scumpi. Noi ar scumpesc, da. Și noi, populația va plăti mai mult. Noi am început deja să plătim din datorii. Am început să plătim din datorii. Dar se va scumpi, dar și serviciile vor fi proprii. Da, și atunci deci eu sunt unii cetățeni care nu mai fură apă. Atunci nimeni nu mai s-a stopat. Domnul firma domnulatoră, din ce anume plătește impozitul la primele rături? Un an de zile, deci, ea plătește impozit până și acum plătește, dar de la anul nu mai plătesc pentru ce au certificat. Ce au certificat, dar n-are tot. Numai ce are, numai pătura care e certificat. Ce nu-i certificat, plătește în continuare, pe drumuri, pe scurgeți. Poți să ia la un calcul și o donație către primul. Păi așa le-am spus. Da. Așa le-am spus, a zis că o să discute cu... Domnul Azezem, că o să facă de acuteți oameni. Cu director. Urgentați să devenim proprietari terenul la Deu și la Vasco. Deja s-a vorbit, ne-am întâlnit la Ocolul Silvic cu Boian. Deja i-a dat ordin să vorbească cu firma de cadastru care le-a făcut să facă dezmembrare. Dar prima fază după dezmembrare este să plătim un evaluator care ne ia, știu eu, 4.000 de lei, 5.000, nu știu cât, că trebuie o actualizare. Și atunci să o cumpărăm. Scoatem bancă, nu o fi 10.000, 11.000, nu-i cine știe ce. Am cumpărat-o și atunci putem să implementăm și proiectul domnului Petrișor cu stația de filtrare, cu tot ce trebuie, chiar dacă. Dar trebuie să o gândim atunci, de-abia atunci, o gândim la capacitatea întregii comuni. Nu să facem iar o bucată mică și după aceea să vedem surprit, da? Păi, o să facem în continuare consilier, o să fiți ăsta, trebuie să o gândiți în studiul de fezabilitate, în perspectivă. Zic că studiul de fezabilitate care l-au făcut acum pentru apă, nu e prin stație ce trebuie să aibă stația de filtrare și coronare? Noi am făcut pentru la asta nu să... Stația de ăsta nu-i făcut, nu-i prinsă. Este prinsă și stația. Ca la perință și da, la perință. Că n-am avut, nu, dar n-am avut. Am trebuit 35 de metri. A venit, dar n-am avut timp, n-am avut timp. Spunea tot copertisuri, că spunea tot să vă aduce, o să vedem și ei. Nu, că e o firmă specializată, a durat. Eu, deci, v-am informat așa în principiu, că e bine să se gândească pe termenul. Trebuie urgentat, eu vă spun ce am făcut. Deja da. O să spun 100% că suntem, o să fim proprietari pe spațiul respectiv. 100% că semnați actul, domnul primar. Poftim? 100% că semnați actul, până atunci măcar 90. Noi pentru că... Este o realizare, să primim donația asta de cită două. Oricum am primit donația, cu donația se poate face orice, că nu poate să mai spună absolut nimeni că vindem pădurea sau nu știu ce. Cu toate că dacă făceam atunci schimbul, până acum era rezolvat, dar să atunci s-a gândit că să, omul poate, dacă noi am explicat, s-a gândit că noi vindem pădurea, nu facem un schimb. Atunci era schimbul, era mult mai ușor. Acum faci
faci cumpărare, când facem noi vânzarea, trebuie făcută licitație, care durează foarte mult. Aici e prostie. Păi, cum scade apa, ca să toarne pilonii, nu poate să toarne pilonii în asta. După ce a terminat, a scăzut apa, e făcută armătură, e făcută absolut tot, și atunci putem să-i plătim ce a turnat, ca să poată să plătească infrastructura. Da. Am înțeles că la PNV-ul lucrarea. Da, da. A turnat. A turnat pe malul tot. Deja când o să aibă timp, deja vine cu balastru ca să... de unde vine drumul cu asta. Dar așteaptă să vină, să scadă apa, să poată să lucreze în altă. Se plânge că e cu minus 500 de mii lucrarea pe verdere. Știți? Deci cât e valoarea? Nu are niciun. Exact cât a fost. Pentru că ce s-a lucrat înainte, nu s-a plătit nimic. Domnul Sternu așa se plânge prin comună. Cine? Domnul Sternu, Marius. Că ce? Că e pe minus. El pierde jumate de miliarde. Păi el zice că a lucrat, într-adevăr, a rămas acolo, dar și-a asumat pierderea. Dar noi nu-i dăm bani. Deci exact în banii respectivi. Pentru că a trebuit să spargă ce a fost turnat și s-a supărat două pe noi. Dar nu noi am oprit, ei au oprit autoritatea în construcție. Domnul inginer poate să vă spună de câte ori a spus să oprești lucrarea, zic, dar ce m-a învățat dumneavoastră? Spune, doamne, că după aceea să nu te ia vina. S-au respectat programul de control, s-au respectat armăturile, noi avem procesul la constatare. Da, și este acum, cum a scăzut? S-a apucat drumul cu avea proiect, avea tot când s-a... Avea tot. Dar după aceea noi a trebuit, că s-a expirat, a trebuit să ne luăm. Înainte era făcută pe situație de urgență, acum a trebuit să toate autorizațiile să le luăm din nou. La piață, domn primar? La piață așteptăm de la București trebuie să apară, nu? Da, de la București autorizarea. Autorizarea. Deci ne-am băcat la Iași, de la Iași așa ajuns la București, că trebuie să apară. În ce ne poziția am acesta, nu se rotelează, s-a ajuns la etajul. Acoperișul, cred că, până la acoperișul. Am venit cu inginerul de la domn primar, am venit cu inginerul să vă trecute și a spus că e în octombrie, vrea să-i dea drumul. La ce, la Camil? Da. Cu cât stă mai mult, de aceea cu prieteni mai mult, am dreptate, oamenii de plătit somn. Dar deja la etaj. Deja la etaj. E la etaj. Deci înăuntru luna două face cu cărămidă. El e important crizele de rezistență. Deci cam asta este. Acum, vreau primar. Irma Ion a răspuns solicitării Consiliului Local și au îndreptat scârte de la Zătămânie. Solicitarea a fost acum luna jumătate de ani. Și săptămâna trecută am îndreptat sârpii în firața Domnului Iisus. Asta e bine. Și noi ne-am făcut, am tăiat tot și toate astea. Și așa mai avem încă probleme, dar am cheltuit o grămadă de bani. Că ne-am pus și Iisus, să tăiem copacii și de unde e partea electrică și deasupra bine. Au fost probleme cu viața de mă bucur că la marginea unde am făcut șanțuri de aia, deja nu mai s-a băltit apa, n-a mai venit înspre jiterie, foarte puțină apa a venit și acum am adus, ne-a venit și aici pe drumul marginea voastră, ne-a venit casetele. Sper luna viitoare să ne apucăm și de mai e problema la marginea. Deci, ne-a promis în septembrie. Acolo ne-a promis în septembrie. Acolo de la Roșca trebuie să luăm noi de taură de coarne și să facem o gaură să se ducă pe câmpul ăla. Da, și aici, domnul primar, de la Neacostic cu Coșov, pe partea dreaptă și până la Punteanu, am ajuns în șansul. Acum, cum s-a făcut șanță, nu mai e deloc. Se vede dunga cum era acum, unde e betonat, șanțul și-a făcut efect. Acum, dacă facem pot și acolo pe baltă, o să facem și șanțul ăla până la Salamură și atunci preia toată apa. Dar așteptăm Mariu să facă întâi pentru modernizarea drumului toate
podurile și deșanțurile clarosabile și sper să luăm, să preluăm apa care vine, care vine pe la Ciorbă, să nu mai vine. Cu oamenii sunt foarte nemulțumiți, dar... Da, aici mi-a treptat când sunt prost. Dar nu se poate. Preluăm. Da, da. Și poate la anul să facem, să facem un conșanț carosabil acolo la Fonoca, să, după aceea să băgăm o conductă, să ducă în părâul Hățmanului, să nu mai vină pe... Da, da. Să nu mai vină toată apa spre școala numărul 1. Asta ar fi în viitor. Acum începem. Acum nu președinte mai stăm, gata. Deci canalul i-a zis, i-a zis, i-a zis asta la, la diverse, că știam că vă plictisim. Nu, acum... Mâine de participare.